Ți-a fost prescris un antidepresiv și nu știi la ce să te aștepți? Te gândești să mergi la un psihiatru, iar gândul unui antidepresiv te sperie? Sau chiar ți-a fost prescris un antidepresiv pentru o problemă medicală ce nu are legătură cu psihiatria? Există atât de multe prejudecăți legate de antidepresive, încât una din două persoane cărora le-a fost prescris un antidepresiv ajung să nu-l ia. Îți voi spune lucrurile pe care trebuie să le știi despre această clasă de medicamente. Ce sunt, pentru cine sunt potrivite, pe ce durată trebuie să le iei, dacă dau dependență sau dacă sunt eficiente. Mă numesc Alexandru Bondar, sunt medic primar psihiatru al clinicii NICE. Clinica NICE înseamnă psihiatri și psihoterapeuți care își fac treaba cu pasiune și profesionalism, cu care te vei simți în largul tău de la primul consult. Antidepresivele sunt substanțe care ajung în creier și cresc nivelul de neurotransmițători. Neurotransmițătorii sunt substanțe prin care neuronii comunică, iar cei implicați în depresie și anxietate sunt serotonina, noradrenalina și dopamina. În primul rând, antidepresivele nu sunt folosite exclusiv în tratarea depresiei. Termenul de antidepresiv reflectă mai degrabă istoria acestor medicamente. Ele au fost descoperite ca tratament al depresiei, dar ulterior au fost folosite în tratarea unei game largi de probleme medicale, psihiatrice sau nepsihiatrice. Astăzi, antidepresivele sunt tratamentul de bază al simptomelor anxioase și pot fi utilizate în tratarea insomniei, a durerii cronice sau a incontinenței urinare de stres. Ca regulă generală, antidepresivele sunt cu atât mai eficiente cu cât simptomele sunt mai severe și mai de lungă durată. Ca orice medicament, presupune și unele reacții adverse. Acestea țin de faptul că antidepresivul nu acționează doar la nivelul creierului, ci poate acționa și la nivelul altor țesuturi. Este cazul simptomelor digestive de la începerea antidepresivului. Tot la începutul tratamentului poate crește nivelul de anxietate. Acest lucru este surprinzător ținând cont că antidepresivele sunt tratamentul de bază al simptomelor anxioase. Creșterea anxietății de la inițierea antidepresivului este de scurtă durată și se limitează de cele mai multe ori la prima săptămână de tratament, nefiind necesară o intervenție suplimentară. Relativ frecventă este și durerea de cap care poate apărea de la antidepresive. Pe termen lung, antidepresivele sunt bine tolerate în general, dar pot duce la o problemă destul de neplăcută cum este disfuncția sexuală. Disfuncția sexuală se limitează la perioada tratamentului cu antidepresive și există numeroase soluții pentru combaterea ei. Este cea mai frecventă întrebare pe care o primesc în legătură cu antidepresivele, iar răspunsul este cu siguranță nu. Antidepresivele se opresc cu succes, iar lucrurile obținute cu ele, în cazul în care remisiunea simptomelor este de calitate, se păstrează în timp. Totuși, o treime dintre persoanele care iau antidepresive pot să aibă o reacție de discontinuitate. Aceasta ține de adaptarea organismului la un nivel mai mic de serotonină cauzat de oprirea antidepresivului. Discontinuitatea se manifestă prin simptome nespecifice, similare celor de la inițierea tratamentului. Acestea pot fi durere de cap, amețeală, simptome digestive precum greața sau un sindrom pseudogripal. Ce este important de știut este că discontinuitatea se limitează la una, două săptămâni și ea nu presupune niciun risc pentru sănătate. Antidepresivele își fac efectul într-o perioadă relativ lungă, iar dacă este să apară o reacție adversă, aceasta apare de la prima administrare, ceea ce poate descuraja persoanele care încep un antidepresiv. Durata necesară pentru ca un antidepresiv să-și facă efectul ține de natura bolii pe care o tratezi. De pildă, în depresie este necesar de cele mai multe ori o săptămână pentru a vedea un beneficiu al tratamentului. În schimb, în tulburările anxioase, acest lucru poate ține până la 3 săptămâni. OCD-ul este o excepție sau tulburarea obsesiv-compulsivă, fiind necesare până la 6 săptămâni pentru a obține un efect pozitiv de la antidepresive. Tratamentul cu antidepresive poate fi împărțit în două etape. Prima este cea în care sunt tratate simptomele, iar cea de-a doua etapă presupune prevenția simptomelor respective. Dacă prima etapă durează câteva săptămâni, cea de-a doua este cu siguranță mai lungă, dar la fel de importantă. Durata totală a unui tratament cu un antidepresiv este influențată de tipul bolii pe care o tratăm, precum și de numărul de episoade pe care le-am avut în trecut.
În cazul depresiei, primul episod este tratat de obicei între 6 și 12 luni. Dacă sunt mai mult de 2 episoade, durata tratamentului ajunge la 2 ani. În cazul simptomelor anxioase, durata tratamentului este ceva mai lungă, fiind între 9 și 12 luni. Ca idee generală, un antidepresiv prescris pe o perioadă mai scurtă de 6 luni este mai degrabă o excepție. Răspunsul fără îndoială este că da. Există într-adevăr în ultima vreme mai multe studii care arată că beneficiul lor este sensibil mai bun decât cel al placebo sau că serotonina nu ar fi implicată în mecanismele depresiei sau anxietății. Din păcate, aceste studii nu țin cont de un aspect important din punctul meu de vedere. În majoritatea studiilor, alegerea antidepresivului este prestabilită, implicarea psihiatrului fiind de multe ori inexistentă. În a găsi o soluție terapeutică cu adevărat eficientă, sunt esențiale istoricul pacientului, simptomele actuale, precum și experiența psihiatrului. Altfel, rata de remisiune rămâne destul de mică. În concluzie, antidepresivele sunt medicamente esențiale care pot schimba viața oamenilor, iar balanța dintre riscuri și beneficii este înclinată în favoarea beneficiilor atunci când este făcută alegerea potrivită.